De ce i-a fost respinsă candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale de Curtea Constituțională, dar i-a fost admisă candidatura la alegerile parlamentare? Încercăm să aflăm acest răspuns chiar de la fostul ministru al Justiției, domnul Tudorel Toader, aflat în legătură directă telefonică cu noi. Acum, bună seara! Mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație, deși ora târzie. Domnule ministru, cum vedeți dumneavoastră acest anunț, iată această candidatură pentru Senat acceptată Dianei Șoșoacă? Știm, a mai candidat și în trecut, din nou i-a fost acceptată candidatura, acum însă când a fost vorba de alegerile prezidențiale i-a fost respinsă. Și atunci ne întrebăm firește cum e posibil, cum la prezidențiale nu poate candida, dar acum din nou la parlamentare poate candida. A candidat inclusiv la europarlamentare și i-a fost permis. Da, este un gest electoral. S-a trecut prima pe lista parlamentară pentru Senat în ideea de a participa la competiție electorală, de a-și stimula, să spunem, de a-și motiva alegătorii pentru a-i vota partidul. Eu personal cred că va păstra mandatul de europarlamentar. Dar cum de-a fost acceptat la Senat? Păi sunt lucruri total diferite. Curtea Constituțională, în decizia prin care i-a respins candidatura, a admis contestația, s-a referit la candidatura pentru funcția supremă în statul român, aceea de președinte al Republicii, care este o funcție unipersonală, care este o funcție de reprezentare pe plan extern, o funcție ce incumbă obligațiile de mediator între puterile statului, cele trei puteri ale statului, o funcție care presupune îndeplinirea obligațiilor asumate de statul român în exterior, în raport cu alte state, o funcție care presupune îndeplinirea obligațiilor care decurg din aderarea la Uniunea Europeană, la Tratatul Euroatlantic. Senatorul este altceva. Nu-i funcție unipersonală, este unul din mulții senatori ai României. Camera superioară e adevărat. Senatorii pot sta foarte bine și în opoziție și la putere, pot migra de la un partid la altul, la grup independent, etc., și poziția unui senator nu determină poziția Senatului și opțiunile, hotărârile Senatului. Pe de altă parte, Constituția, și ați văzut decizia Curții Constituționale, se referă, printre altele, la articolele 80-82, care stabilesc atribuțiile, obligațiile celui care va fi ales președinte al Republicii. Constituția nu are un articol sau vreun articol care să stabilească obligațiile unui senator. Să repet, funcția nu e unipersonală. Acolo sunt atribuțiile senatului ca for decizional și așa mai departe. Pe de altă parte, în Constituție se spune că demnitățile publice se ocupă și se exercită în condițiile legii. Ceea ce înseamnă că Diana Șoșoacă trebuie să respecte cerințele legii pentru a candida pe funcția de senator și probabil că le-a îndeplinit din moment ce becul așa a constatat. Prin urmare, eu, să nu vă sfărați, nu văd nicio nedumerire că i-a respins la președinție și i-a admis la senat. Bun. Dar e altceva. Un răspuns foarte scurt aș mai vrea. Vă rog, egalitatea, despre egalitate vorbim în cadrul aceleași categorii. Sunt categorii diametral opuse, condiții diametral opuse, exigențe și atribuții opuse. Domnule ministru, un răspuns foarte scurt aș mai vrea de la dumneavoastră, în maximum 30 de secunde. Dacă ați putea să faceți o evaluare a deciziei CCR care a vizat-o pe Diana Șoșoacă, a fost corectă, n-a fost corectă, ar fi trebuit să fie aceasta decizia CCR sau ar fi trebuit să fie alta? Da, eu m-am exprimat din punctul meu de vedere. M-am exprimat
după decizie, înainte de a vedea motivarea. Văzând motivarea, constat că ceea ce spuneam înainte se adeverește întru totul. În sinteză, spuneam eu că statul, și sunt convins, că statul român nu poate fi lăsat pe mâna oricui. Câtă vreme cineva vorbește împotriva Constituției, împotriva aderării la Marea Familie Europeană, împotriva aderării la NATO, împotriva obligațiilor asumate de statul român, împotriva valorilor constituționale, ce așteptări poți să ai de la cineva care aspiră la funcția supremă în stat că își va îndeplini respectivele obligații? Concluzionăm, da, eu cred că decizia este corectă. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule ministru Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, așadar despre candidatura Dianei Șoșoacă admisă pentru Senatul României. Mergem